Europarlamentarul Petru Luhan a fost desemnat omul anului 2013 de o prestigioasă revistă internațională pentru inițiativele sale în domeniul sănătății. Potrivit organizatorilor, premiile acordate anual de cunoscuta publicație internațională îi sărbătoresc pe cei mai de succes bărbați care sunt considerați adevărate modele pentru cititori. Petru Luhan este la cel de-al treilea premiu anul acesta. În iunie, el a fost distins cu premiul Europarlamentarul Anului în cadrul Galei Care Awards, organizată de Asociația Europeană a Agențiilor de Comunicare. Distinția i-a fost acordată pentru implicarea sa în domenii precum lupta împotriva cancerului și sclerozei multiple, precum și al medicinii personalizate. Al doilea și cel mai important premiu a fost obținut de Petru Luhan tot în iunie, chiar prin votul colegilor săi din Parlamentul Euro. În cadrul galei denumită Oscarul Politicienilor de la Bruxelles, el a fost desemnat Europarlamentarul Anului la categoria Sănătate. Temele legate de sănătate au reprezentat încă de la început o prioritate a mandatului meu de europarlamentar. Această distinție îmi dă curajul și puterea de a continua proiectele mele legate de combaterea cancerului, medicină personalizată, precum și elaborarea unei strategii europene pentru autism, a declarat Petru Luhan la primirea premiului, al doilea de acest fel obținut vreodată de un europarlamentar român.